după ce s-au deschis ușile, i-am surprins pe Albert și Maria discutând. Doamna Mariana era între ei, dar oricum vorbeau chestii generale. La un moment dat, Albert i-a zis Mariei că atunci când se enervează vorbește cu accent. Maria a zis că vorbește foarte repede și cu accent iar doamna Mariana spunea că nu a auzit-o, parcă să vorbească așa repede și Maria i-a răspuns că atunci când se enervează, cum a fost cu Valentin, a vorbit. Dar nu prea e cazul în general, pentru că mai mult se plictisește acolo în casă. Și cam asta a fost interacțiunea, cel puțin pentru moment, apoi s-a uitat pe plasmă cine urmează să intre la capricii spunea Albert că trebuie să meargă să se schimbe pentru că intră în a treia tură și Maria atunci s-a ridicat și a zis că merge și ea să se schimbe pentru că intra după pauza de publicitate.